70 de milioane de euro, atât anunța primarul Stavarache în 2008 că a obținut pentru reabilitarea termică a blocurilor din oraș. Tot atunci, în campania electorală, promitea că până la sfârșitul lui 2010 toate blocurile vor avea pereții anvelopați, instalațiile din subsol refăcute, șarpante și sistem de distribuție pe orizontală a utilităților. Eu, de exemplu, la anul doresc să reabilitez circa 200 de blocuri. 200 de blocuri! Deci, practic, e peste 20% din, sau circa 20% din totalul de blocuri care a rămas. Da. Deci, și dacă în fiecare an 20-25%, în 4 ani de zile rezolvăm problema întregului oraș. Vă dați seama ce înseamnă să pui acoperiș, să reabilitezi acoperiș cu asterială, da, cu șarpantă, cu tablă sau ce hotărăște proiectantul că pune. Apoi, să facem izolația blocurilor, să facem tâmplăria pe casa scării, ușa de la intrare, să rezolvăm problema subsolului. Deci asta vreau să fac. Ce s-a materializat din aceste promisiuni se poate vedea în toate cartierele orașului. Multe blocuri sunt demne de un ghetou. Cele reabilitate prin programul guvernamental au fost alese strategic, la vedere sau în funcție de alte interese. Blocul nu l-a făcut, în față l-a făcut, în spate nu l-a făcut. Blocul l-a făcut acum vreo 2 ani de zile, a început și la noi trebuia să-l facă și la noi vis-a-vis și nu l-a mai făcut. Dar pe acte scrie că numai acolo că e terminat blocul. La ce bloc? 128. De pe ce stradă? Milcov. Blocul 100. Deci figurează că a reabilitat? Noi așa am auzit. Dar noi am făcut noi, cu banii noștri noi am făcut, da. La noi zice că e la periferie, mai spate și acolo în față l-au făcut la fațadă. Chiar și acolo unde s-a realizat reabilitarea termică, aceasta și-a arătat imediat punctele slabe. Din cauza calității îndoielnice a lucrărilor, locatarii au avut parte de inundații în apartamente, de avalanșe de zăpadă care au rănit oameni și au distrus mașini. Una peste alta, programul cu care s-a împăunat administrația locală s-a dovedit un eșec.